M-a impresionat omenia lor. Faptul că din puținul pe care ei l-aveau, mă refer aici la hrană, încercau să vină la Salvator și să le dea o bucățică de pâine în semn de recunoștință sau un pahar cu apă. Cel mai probabil acele lucruri în primele momente ale intervenției noastre aici erau ultimele lor lucruri. La momentul în care colegii mei au reușit să salveze cele două persoane, soi și soție, m-a impresionat că erau practic îmbrățișate cu copilul între cei doi. Probabil din dorința de a-l proteja. Din păcate, pentru cel mic, noi nu am mai putut face nimic, era deja decedat. În schimb, am reușit să salvăm cele două persoane și ne-a dat o putere să trecem mai departe peste pierderea suferită a acelui mic. Și traficul în primele zile a fost infernal aici. Practic erau blocaje majore pe zeci de kilometri și încercam să ne strecurăm ca să ajungem cât mai repede la locațiile pe care omologii turci ne indicau și să putem interveni să extragem persoane.